Liderul Organizației Municipale Hunedoara a PNL, Petre Lucian German, a atacat dur bilanțurile festiviste promovate pe banii cetățenilor de actualul primar pesedist Dan Bobouțanu, laude care apar tot mai des în apropierea alegerilor. German spune că primarul pesedist încearcă să păcălească electoratul pentru încă un mandat. El i-a reamintit lui Bobouțanu, între altele, de promisiunile neonorate legate de promovarea și angajarea tinerilor în Hunedoara. Sunt dispus să-i aduc în primărie sunt dispuși să aduc la societățile comerciale ale primăriei? Sunt dispuși să vorbesc cu mari angajatori din municipiul Hunedoara? Unde sunt tinerii pe care i-ați adus în Hunedoara? Unde sunt tinerii pe care i-ați angajat în administrație? Tinerii pe care vreți să-i lăsați să conducă de acum încolo, să ne conducă destinele? Unde sunt? Că ați fost primar patru ani și două luni, domnule Bobăuțanu. Acum spuneți că e greu să fie aduși. Când va fi ușor? După ce mai sunteți aleși și un mandat. Deci acum când puteți să-i aduceți e greu. Dar promiteți că dacă veți mai fi ales și veți mai primi un mandat, va fi ușor să-i aduceți.